lua după cum arată scaunul ca nuanță, ca să putem stabili dacă este sau nu ceva neregulă cu bebelușul. Ei, da, pentru că a schimbat dieta și mănâncă lapte pe bebelușul, vedem că încet, încet trece de la culorile acelea variate la o culoare galben-muștar. Aceasta este culoarea specifică a scaunului de lapte. Consistența lui variază în funcție de laptele pe care îl primește bebelușul. Dacă va primi lapte matern, ținem cont că laptele matern se digeră mai bine, se digeră mai rapid și atunci va avea scaunul o structură semilichidă cu grunși, cu niște bobițe, așa, care rămân la suprafață. Pentru că laptele matern, în momentul în care ajunge în stomac, face ca niște norișori și atunci când e eliminat, e mai semisolid cu semilichid cu acei norișori. Da? Este un aspect perfect normal. Nu înseamnă că bebelușul are diaree după sân sau diaree după laptele matern. Diaree este cu totul și cu totul altceva. Atâta timp cât vedem că intră în scutec și mai rămâne ceva deasupra, este perfect normal. Dacă vorbim de scaunul prin suplimentul de lapte praf, putem observa că are o consistență diferită. Pentru că majoritatea formulelor de lapte praf sunt din lapte de vacă procesat. Laptele de vacă, atunci când ajunge în stomac, formează un ghem, nu formează mici norișori. Iată de ce, în momentul în care iese, va fi semisolid, ca o smântână mai groasă și vom vedea că intră mai puțin în scutec.